Doamne, Iisuse Hristoase, judecătorul meu prea drept, cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, în această zi, să-mi aduci alinare și să-mi asculți umila mea rugăminte. Umple-ne, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt și fă-ne candele aprinse în care arde flacăra cea miresmată a împărăției Tale. Înlătură cugetele mele cele rele și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai așeze în sufletul meu. Luminează întunericul inimii mele, alungă întunericul gândurilor mele și suie mintea mea la cer ca să mă bucur de fața Ta. Așa, Doamne, primește umila mea rugăciune ca o tămâie mirositoare pentru rugăciunile iubitei Tale, Maici, care Te-a văzut pus între doi tâlhari pe cruce. Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și de cei adormiți, pentru rugăciunile sfinților Tăi, către care zic și eu nevrednicul. O fericiți servitori ai lui Dumnezeu, nu încetați a vă ruga Lui ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate. Mijlociți pentru noi darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu-l știm al cere după cuvință, Doamne. Cela ce vii în taină între oameni, ai milă și vino de Te sălășluiește între noi, dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Tău. Dumnezeule mare, ajută-mă să trec cu bine prin toate încercările vieții mele și dă-mi, Doamne, atât cât am nevoie. Facă-se voia Ta, Doamne, și Îți mulțumesc că ai fost lângă mine când am avut cea mai mare nevoie de Tine. Nu mă lăsa prea sfinte nici acum, ci călăuzește-mi pașii pe drumul cel bine plăcut Ție. Minunat ești, Doamne, întru sfinții Tăi, care se roagă pentru noi păcătoșii să se mântuiască sufletele noastre. Binecuvântat să fii, Doamne, lăudat și prea slăvit în cer și pe pământ, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.